Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum de pe iactul lui Mihai, pentru că, bă, a zis că e o vreme foarte frumoasă aici afară, ne-a invitat aici pe iact. Văd că ne-a luat și armele, a zis că, bă, gata, nu vă lăsăm armele, nu vrem să ne batem pe aici. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră de GTA Online și dacă mai vreți și alte episoade în continuare. Și, bă, avem o întrebare pentru voi, pentru că noi ne combatem cu această întrebare. Și nu știm exact care-i trebușoara. Deci, hai să vă zic întrebarea care ne macină. A, și apropo, tipul ăla Vig e un abonat, l-am întâlnit pe server random. Hai să mergem până la bunker. Așa. Nu, eu vreau să vă arăt o surpriză, lăsați-mă puțin. A, da? Ok. Ok. Da. Întrebarea e următoarea. Ce înseamnă papuci? Știu, e o întrebare foarte ciudată, dar la ce te referi când zici papuci? Te referi la general? Toate tipurile de încălțăminte? Sau papucii sunt un fel de sanda, șlap? Ca ce vă referi? Pentru că eu am fost crescut cu ideea că papuci se referă la toate tipurile de încălțăminte. Zic, pantoful e un papuc. Și gen, mă duc să mâncați cu papucii aia și sunt niște adidași. Dar Mihai, fiind din București, el zice că papuci se zice doar la șlapi sau ceva. Așa este? Papucii de casă? Hai că ești bine. Cine conduce așa? Zici și mie. Mihai. Oh my god, pisica. Este în dreapta aia, uite-te în față. Ce face așa aici? Ui. Vreau și eu să știu. Da, așa, deci spuneți-ne în comentarii care-i treaba, da? Înotați. What the fuck, pisică? Înotați. De ce? În sus. De ce ai făcut asta? Pentru că nu știu să aterizez, mă, care-i faza. Dar de ce ai luat elicopterul dacă nu știi să-l pilotezi? Să ajung mai repede. Bravo. Ia, deci uitați acolo în față ce vedeți voi? Ei, nu văd nimic, ce să văd? Un iaht. A, lol, iactul e, asta vrea să ne arată. Dar eu nu pot să mă urc pe scara asta, tu știi? Cum? Nu merge să mă urc pe scara. Eu nu m-am urcat pe scara. Nici la mine merge. Și din cauza bârcii. Uite, veniți aici, unde sunt eu. Ți s-a stricat iactul? Uși pe aici. Ce Dumnezeu, frate, l-am cumpărat și deja e stricat. Da, păi dacă ți l-ai luat chinezărie, eu ce să zic. Bun, aia e întrebarea așa, gen, e ceva... N-are legătură cu GTA-ul, dar ceva ce ne combăteam așa noi și nu știam exact ce, care-i treaba, care-i șmecherie. A fost un debate, să zic. Da, da, ne întrebam, zic, bă, oare care-i faza? Se zice papuși la toate tipurile papuși sau doar la șlapi sau habar n-am, poate am trăit în minciună toată viața. Bun, hai să vedem. Ne luăm și noi un elicopter de aici, dar de data asta o să pilotez eu. Nu... Eu habar n-aveam că pisica l-a pilotat, eu credeam că Mihai l-a așa și când am văzut păi cum a aterizat. Păi Mihai, da, da, vina pe mine. Du-te bă de aici, Mihai nu pilotează așa. Ba da. Nu pilotează așa Mihai. Hai să mergem să ne schimbăm și noi hainele, poate? Văd un elicopter totuși. Tipul ăsta e al nostru, tipul ăsta e confuz. Îți dai seama că gen what the fuck? De ce am plecat de la un iaht și ne-am dus la... Uite, magazinul ăla. Aici, aproape, Max, hai aproape de bunker. La magazin de haine. Da, ok, bine. Unde îmi puneți voi un waypoint? Da, vezi că sunt astea motociclete zburătoare multe. Adică gen alea poate să-ți dea o rachetă fără probleme. Și că n-avem cu ce să ne apărăm în elicopterul ăsta, în mare parte. Da. O să fie totul bine, Max. Da, da, fără grijă. Totul bine, uite, Vlad 69, vine și el. Vlad, poți să-l bag în organizație pe Vlăduțoare? Nu. Nu cred că mai are loc. 4 e maxim? Da, nu mai are loc. Din păcate. 4 e maxim în CEO, pe bune? Da, da, gen VIP-ul și 3 bodyguards. Ba da, dar uite, de exemplu la clubul de motocicliști intră 8. Păi da, dar păi da, dar motociclist e motociclist, adică... Ei, deci în altă gașcă. Păi da, dar... Ar fi mișto să ai 4 bodyguards. Adică nu, de fapt, tu să fii 1, să ai 7 bodyguards. Mam! Bravo, frate! 7 bodyguards, ești nebun? Și legănăm pe picioare, ce ai, nu, dar zic așa că e să te faci VIP, să ai 3 bodyguards de ăștia select și după aia să ai, să poți să angajezi clubul de motocicliști la firma de VIP și să lucreze aia pentru tine și să ai și aia încă 8 uite, oameni. Uite, de exemplu, acasă asta mă optic, că în momentul în care fac un live sau ceva de genul, aș vrea să invit pe toată lumea din sesiune să jucăm împreună. Bă, ce mi se întâmplă? What the fuck? Ți-a tras elicopterul într-o parte, cred. Da, foarte ciudat, gen. Da. Mie mai nu am început să mai aveți singur caracterul înainte. Da, dintr-o dată mi-a luat o razna. Sper să nu fie vreun hacker pe sesiune. Bă, nu cred. Nu cred că mai sunt hackeri. Ai, bună glumă, sunt destui. Deja au apărut, Saikan. Au venit băieți. Nu, la magazin, da. Ok. Vreau să-mi iau și o beretă de aia.
Eu vreau să-mi iau salopete, frate. Mereu mi-am dorit o pereche de salopete, dar... E o chestie, dacă intri pe până pe 29 în GTA, dacă te loghezi, sunt niște tricouri exclusive pe care ți le poți lua. Au. Săracul Mihai, vezi, n-am mai suportat. Ei. Eu vreau să-mi iau o pereche de salopete, dar niciodată nu am găsit să-mi vină bine, frate. Outfits gun running, uite-i de aici. Dar faza că eu aici nu am nicio beretă de aia. Ba da, am. Dar nu-mi place costumația. Trebuie să-mi iau costumația cu totul și pe aia să-mi schimb bereta doar pe ce am eu nevoie, nu? Salopete, tata. Salopete, uite-te la mine. Poți să-mi schimb oare încălțămintea? Uite, îmi place ăsta de insurgent, arată bine, dar vreau... Vreau să am bereta aia, deci mă duc la style. Accessories. Uite ce frumusel e. Mai am și alte tipuri de beretă? Da, poți să vii aici, nu știu ce e asta, accesorii, cred. La accesorii ți-ai hats? Da. Browse hats. Military caps. Ce și bă, câte culori ai. Și nu le găsești la outfiturile normale. Eu vreau ceva de ce frumoase sunt. Da, astea-s military hats, nu e beretă. Uite, vezi că e udă asta de berete. Bereți. Ok, gata, am văzut. Ce mișto sunt. Vreau de aia cu ciucuraș cu motocicliști. Sunt mișto rău de tot, ești nebun cât de șmechere sunt. Nu știu ce culoare să-mi iau, uite, asta, Dark Woodland. Îmi place. Vreau să-mi prind asta de cowboy, oare? Oare găsesc ceva cowboy? Știi că zici că ești mecanic sau ceva. Ar trebui să ai ceva. Știi că zici că e îmbrăcată ca un mecanic. Ce dacă, mă, ce dacă? Și am și niște ochelari de aia șmecheri pe față, așa, zici că sunt semi-pilot. A? Cum stă? Bine. Să-mi iau ceva mai ușor în picioare. Că, nu știu dacă în armata ai voie, oare, cu tatuaje pe mâini? Nu, cred. Adică ce faci dacă tu vrei să te duci în armată și ai tatuaje pe mâini? Trebuie să ți le scoți? Nu, cred. Nu știu ce să zic, nu cred. Dacă ai corpul plin de tatuaje. Adevărat. Din câte știu eu că nu prea te acceptă nici la poliție cu tatuaje, din câte știu eu. Nu știu, eu chiar nu știu la chestia asta, chiar habar n-am. Așa, mecanic, să-mi chem și eu o mașină, că suntem aproape de buncăr oricum. Eu când eram mică îmi doream să fac armata, știi că pe vremea aia se făcea armata, știi? Și îmi doream să fac armata. Eu nu vreau să fac. Nici eu nu vreau să fac. Eu vreau să fac armata. Eu doream. Și zicea tata, vezi, să nu-ți faci tatuaje când te faci mai mare, că nu te acceptă, că nu știu ce. Și după aia nu s-a mai dat. Era o chestie pe vremuri, gen... te duci în armată, te faci bărbat. Da, gen, te întorci de acolo bărbat. Adică dacă da. Nu faci armata, nu ești bărbat. Așa era discuția de... Adică, na, trebuie să te pună unul la muncă, să lucrezi gratis pentru armată. Și asta te face bărbat automat. Cred că înveți o grămadă de chestii de acolo din armată. Cum ar fi să ții pe unul la tine non-stop. Dar să ții pe frate, suntem în armată, să te trezească la 5. Și care e faza? Acum, în mentalitatea din ziua de azi, mie nu mi se mai pară, nu mi se mai pară corecte chestiile astea, pentru că dacă tu te trimite în armată, trebuie să fii și plătit. Adică, și acum așa se procedează, adică te plătește. Pentru că ești militar, ești un fel de Meriwether. Ha, mă, veniți și voi aici în mașința mea sau Mihai are o chestie? Eu mi-am luat... și vrut, mă zorul. Hai că vin aici. A zis Vlăduț să tăiem copiii, nu știu de ce a zis chestia asta. Ce facem? Hai să tăiem copiii. Ok. Nu? Nu? Nu mă bag, adică... Aoleu, Mihai. E ok. Mamă, deci ăsta e un monstru de mașină, l-ador. Hai să-l întreb de ce. Nu, no, nu-l mai întreba, lasă-l în pace. Lasă-l, dacă a scris așa, nu... Oh, what the fuck, elicopter de gold. Vreau să fur. Te-a băgat automat sau ai reușit să sari? Am reușit să sar. Hello. Eu intră aici în buncăre, n-am treabă. Ce-o zice tipul ăla de ea? Ai Vlăduț, ok. Sper să nu vină să ne omoare, asta e faza. Ce părere aveți, băieți? Îndrăzniți cu mine în elicopter? Avem, nu. Avem o grămadă de stoc. Avem 49.000 în stoc. Sunt curios dacă ni se face stoc foarte mult, gen, să zic, vreo 500.000 și îl vindem. Ne luăm 500.000? Ar fi nebunie, pentru că eu am foarte puțin bară albastră și am 49.000. Nu știu ce să zic. La fete se zice bun. O să intru și eu în organizație? Păi nu cred că mai avem loc. Scrieți-i voi.
Research. Manage staff. Hai să-i pun pe assign to both, ca să facă și așa și așa. O să facă mai puțin stock, dar o să facă jumătate, știi, și research și stock. Dăm un research, resupply. Hai că am dat resupply. Sunteți pregătiți? Că avem nevoie, că mai avem jumate de supplies, nu mai avem. Ok. Mă sună agentul. Agentul. Supplies, on the move, oh, ne-a dat mașinuțe. Ce mașinuțe? Da, mașinuțe care merg pe apă. What? Alo, acum am venit. Da, eu o să iau un an ca ne trebuie. Eu încă dacă ne trebuie, cred că ne trebuie. Da, și că tu nu poți să mergi cu aia. Elicopterul de aur. L-am furat, bineînțeles. Dar astea sunt alea vechi. Da. Pisica, tu unde ești? Cu elicopterul de aur. Bă, vină cu ce, mă, că avem nevoie cineva să tragă de pe mașinile astea, că ne ducem după aia în apă. Da, și mai e băiatul ăla, să vedem unde e. Cu tine, în elicopter? Da, da, da. Bă, adevărat, unde e? Ah, în spate. Lol. Păi da, unul trebuie să stea la autoretă, unul trebuie să stea la autoretă. Ok, hai. Da, e drumul un pic, Max, să mergi pe aici. Eu? Lol, eu te văd că intri în... What? Deci, eu față, când văd ceva așa cu aur, cu știi ce am văzut eu, Mihai? Că te-ai dat cu capul în, în pușcărie și băgai acolo viteză în pușcărie, constant. Eu tot acolo te văd. LOL, ce-i cu lagul ăla? Max. Uite aici. Sper să nu tragă Vlăduț, din suflet. Nu, sper. Femeie! Nu trage Vlăduț. Mai avem 2 km. Mihai, vino și el și tu pe băiatul ăsta, te rog. Da, adevărat, Mihai, tu ce faci? Păi are loc în fața la voi. Păi și trebuie să stea unul la tine să tragă, nu te gândești? Și-a dolu-l în pace. Păi și de ce n-ai venit să-l iei? Că am luat-o în față, că nu știam unde e elicopterul pisica. Nu am văzut. Păi aterizat. Păi se vedea valoarea, te știi, de la... Aaaa, se vedea, strălucea valoarea. Da. Cum ai putut să nu vezi valoarea? Acu' e elicopterul, nu știu. L-am furat. Știu că la grău de tot pe tine. Nu știu de ce. Nu știu. Deci am văzut gen merge în aia, în direct. Big, am scris big. Trebuie să dea el jos, dar nu știe, scrieți. Mihai. Lol, ce se teleportează, Mihai. Eu nu-l văd. Să vedem. Ok. Haide. La Tureto. Doamne, arată că pică pe spate. Am văzut. Da? Da. A, știe. Hai sus. Hai, opa, sus. Bun, așa. Bun. Și mai avem... A, e puțin, e undeva prin apă. Da, e aici, avem zonă. Lol, pisica zici că e mecanic? Cowboy, da. Și jumate mecanic, jumate cowboy. De ce, mă? Mie îmi place. Da, bă, de ce nu? Cowgirl. Uite așa, uite așa m-aș îmbrăca și în viața reală. Care-i problema? Care-i problema, exact. Cowgirl. Direct. Bă, dar e ciudat controlul ăsta, parcă e așa mai wobbly. Așa e, da. Bă, dar adevărat, de ce mergem? Big a ieșit. Left, cred că e ca să sune. Băi, eu îl văd aici, în spate, poate trage. Aiu. Lol, adevărat, încă e în spatele la mine. Da, vezi? Dar nu se mișcă. Oricum vrem să tragem și noi pe geam. Rămas, Opa. Bă, deci eu îl văd teleportându-se pe Mihai rău de tot. Eu nu-l văd. Eu l-am văzut pe Vic că se teleporta, înțelegi? O fi sesiunea asta cu probleme, mă. Deci, probabil. Uite, fac, a intrat în apă. Bă, dați elicoptere, mă. Hai. Da, cam multă. De ce n-a dat de asta la elicoptere? Eu nu înțeleg. Dau damage la elicoptere, dar... Spre sus. Mihai, du-te pe mal, comandă-ți un buzzer, repede. Man. E singura opțiune, adică... E da, dar astea nu trag, astea cred că trebuie să avem grijă să nu plece. Trebuie să le distrugem, dar gen... Au lac și elicopter. Dacă ajung acum pe... Trageți în ele, dacă puteți. Da, l-a dat jos pe unul. Îl dau, dacă... A, și pică supplies din ele. Da? Da. Hai, mă, trebuie spanat. Nu-l prind, nu reușesc să-l prind pe ăla. Gata, da, la rup pisica. Mă duc să-mi iau o aplicație sesiunea. Mă mir că a reușit să intre înapoi. Deci nu-i de la noi. Nu, dacă nu, sesiunea e cu probleme. Aplicația sesiunea înseamnă că e cu probleme. Sesiune cu lag. Stai, Max. Ai scris cu caps lock, o să zic că omul că țip la el. A, nu, era apăsat, dar... Ai, am luat ăla sau... Nu, eu l-am colectat. E unul pe mal. Dacă te duc acum la el. Gata, m-a dat acolo, las că mă mut eu. Dăm un... stai așa că ne ascundem acum. Unul e pe la baza militară. Baza militară, pardon, pe la prison. Du-te după ele, dar faza e că nu ne-a dat 4 supplies. Și din cauza că Vic nu mai e cu noi, doar să trebuiască să facem 2 drumuri. Da. Vezi, în spatele nostru, fac.
E nebuncăr aproape, știi? Da, da, avem buzzard-uri în spate. Păi zic că iei supplies-ul și te pui la mitralieră? Da. Păi aici m-a teleportat automat, știi? Pune-te sus, repede. Dacă mă dau jos la ei. Haide. Stai așa. Am luat supply-ul. Gata, adio. Da, drum. De bice. Tam. Mihai, tu te mai duci după ăla dacă ai buzzard. Da. Acum. Ce ciudat e că a picat sesiunea, gen. Vezi că e un buzzard în spatele nostru. Da, și la mine aici a mai venit unul. O să vină constant, cred, în misiunea asta. Bă, ce-mi plac playerii ăștia, gen. Uite, din abonații noștri care vin pe sesiuni, bă, și nu te omoară și joacă ok cu tine și... chiar apreciez, știi? Venise tot astăzi, când nu filmam, venise unul și a zis că e cel mai mare fan, știi? Și pe aia început a venit să ne omoare și ne omoară constant. Da. Nu știu cum era el cel mai mare fan, dacă venea să ne omoare. Eu chiar și atunci când filmez zic, ia uite bă ce oameni de calitate că intră. Da, chiar apreciem, știi? Chiar mie îmi place, îmi face plăcere să joc cu voi, știi? Chiar. Dar unii, nu înțeleg care e faza cu ei. Vor să iasă în evidență în episod. Da. Poate, dar... Nu se gândesc că, bă, e nașpa să faci asta. Da, mă face bine să primeam mult timp. Hai. În buncăre, lumititelu! Că le-am dus. Mai e una singură pe care trebuie să o ducă Mihai. Da, stai să ies din buncăr, că trebuie să mă bagi în buncăr. E stupidă fază. Știu. A, din păcate asta se întâmplă când începe misiune cu cineva și iese. Îți rămâne un pachet în plus pe care trebuia să-l ia persoana respectivă, știi, și n-ai ce face. Sunt două bază tu, n-ai. Așa că ies și eu, dar sunt în loading screen, adică nici nu loading screen, e canal negru direct. Ecran negru fără să-ți apare. Fără nici loading, zici că ți-a dat creier jocul sau ce. Gata, suntem bine. Și m-a scos și afară sau? Unde ești? Ies acum. Ce Dumnezeu, am apăsat pe ceva iurea. Stai că-mi face loading iarăși cu ieșitul. Cine e hai sus. Mă pun pe laterală să pot să trag. Nu cred că poate să intre, că nu e în organizație. Da, știu. Poze, Victor, trebuie să termină misiunea. Aoleu, nu trece pe deasupra la închisoare. Dai seama că nu trece pe deasupra la închisoare. Ok, în caz că e ceva, am lansatorul de rachete. E aici aproape. Da. Bine că l-a dat aproape și cred că și a revenit, mă, că nu mai e lag acum, deci nu știu. Da? Ți-ai fost ceva de moment? Nu știu, pentru că uite, și lui a picat sesiunea, habar n-am. Aici, în apă, e, oh, fuck. Stai că mă arunc eu. Cam am văzut că te-ai aruncat de 3 ori. Da, și pe bune? Fel, da. Înseamnă că să vrea să schimbăm sesiunea de pe episod. Aici, în stânga sau? Ia-mă de pe mal. N-are rost să riști buzzard-ul. Opa, sus? Hai. Ha. Înapoi. Da, ulu, ce m-a speriat. Ai crezut că sunt de cineva? Am crezut eu că am apăsat pe spațiu din greșeală și bubuim. Îmi place că când țin asta, Mihai nu mai poți să fac nimic. Am scos acum. Astea. Doar alea, acum am scos, poți să folosești. Ah, vezi că e o motocicletă. A, e Vic, e Vic. Hai că nu trag. Nu cred că ne dă loc, nu cred. S-a auzit sunete, știi? Știu, dar ai default-ul. E loc automat. Ai default-ul ăla. Deci eu dacă nu poți să-l scoși, știi? Îți zică lumea că... Bă, ăsta e suspect, ăsta nu-i de-al nostru. Am vrut să mă arunc direct în... M-am aruncat direct în bunker. Bravo. M-am aruncat direct în animație, da? Lol, uite mă cum optimizezi timpul, vezi? Și să mai stai să ieși, să... Mi-a făcut animația normală. Stai că mi-a dat puțin research, să-i dau la research aici. Era tare să-ți facă animația cum te ridici, te ștergi puțin și mergi, înțelegi, să ridică bunkerul. Nu, mi-a făcut animația normală. Să dai... Stai invite-ul. Am dat, dar hai să dau un research, stai așa o secundă. Săracă, e bubui fața. Research, fast track research, ăsta e cu diamante, un fel de livery pentru ceva, probabil pentru arme.
A, mi-a dat în sfârșit chestia aia din spate de la mașină care trage. Bombițe. Știi că e mașina aia tampa tunată și avea un tun în spate și eu nu l-am. Și mi l-a dat acum. Da, da, da. Și stai să văd câte mai am de data în loc. Mai am puține, 42 din 45. Foarte puține, 3 de astea mai am. În curând, în curând o să le iau și pe alea. Mă disper, uite. Între copaci acolo, bravo. Da, e unul între copaci care face ceva urât. Nu, ai, aici sunt niște rednecks de aia cu arme. Bă, adevărat, hai să facem și noi o cursă, n-am mai făcut de ceva vreme. Adevărat. Asta mă gândeam și eu, să știi. De când am început cu... Putem să invităm mai mulți, știi? Poate ven și băieții ăștia, Vlad și cu Vig. Races. De când am început cu gunrunning-ul, parcă nu prea am mai făcut curse și mi-e dor de curse. Bumblebee... Hai Bumblebee. Ce Bumblebee? Ah, cursă. Uh-huh. În cazul ăsta... No. Hai că m-a băgat host, vă dau invite. Mihai, nu. Number of laps, o să punem 1. Ok, auto-invite. All from current session. Pa, pisica. Pa, Mihai. S-a mai urcat din elicopter. Dar da, la cursa asta, cred că o să facem așa. Vreau să te zici, Mihai, nu, că știam eu ce vrei tu să faci. Adică, okay. Custom vehicles on? Interesant. Ketchup on, slipstream on, dar aș vrea, unde fac aia să nu ne atingem? Să nu ce? Ăla, cum se numea, mă? Trebuie să faci? Să nu ne atingem între noi. A, păi... la cursa race type trebuie să fie non-contact, să nu fie standard. Da, non-contact. Fie standard. A, nu te lasă să schimbi, să știi. Nu te lasă, nu te lasă. Băieții, vă că nu intru, așa că o să-i dăm start. Da. Meh. Eu l-am dat invite. Mhm. Uh-huh. Adică am dat invite pe toată sesiunea, gen... Da. Dar, na, nu putem să stăm foarte mult să-i așteptăm. Bă, te lasă să folosești custom Rocket Voltic-ul aici, să știi. Pe bune, da, stai. Da, au băgat asta, acum mai nu. Nu mi-am ales. Păi dă-i escape. Dă-i escape. Nu mai merge. Nu mai merge. Să rămâi în urmă, probabil. A, păi n-am știu, mam, dar... Păi nu, are mașina, are mașina custom, pisica. Are roțile tunate. Nu e, e custom. Ai roțile tunate și e roz. Da, bă, e ta. Că și eu, a mea e albastră cu... Max da, că la mine de ce? La mine nu scrie pisica pe ea. E a mea asta. Nu-mi scrie tifia. E a mea asta. Eu am făcut-o roșie. Și nu ai schimbat nimic la roți? Da. Da. Frumos. Da. Aaaa! Aoleu! Aoleu! M-am uitat în sus să-mi bag picioarele. Hai, Max. Hai, fii atent, fii atent. Vino coace. Pune-te la linia asta, că vezi ce pute-ți roșii. Hai, hai, de aici. Hai. Da, n-a fost aia. Și eu mă uitam la voi că am crezut. Hai, 3, 2, 1 și... Lăl, tata lumea a plecat cu un pic de delay. Aiurea, frate, chestia asta. Ce întâmplă? Mă uitam în sus de voi și m-am trezit cu o mașină în fața mea. Da, păi noi ne-am răsturnat în aer. Păi în aer. Și după aia a venit pisica noi ca în popice, gen. Băi, chestiile astea nu le fac cu intenție. Știu, știu. Știu, sunt dificil de controlat astea. Adică că luam DNF niciodată nu m-am ofticat. A, nu mă, stai liniștit, nu știm asta, dar e vorba că a trebuit să restartăm acolo puțin. No, m-a oprit, nu m-am învârtit, să știi că au scos în vârteala. Hai că sunt bine, am văzut. Cred că au scos, au păcit în vârteala de la booster. Ți-a tras un pic de direcție. Mi-a scos viteza, adică gen mi-a scos viteza pe care o aveam. Aveam o viteză mai mare, dar nu m-am învârtit. Am văzut, adică îți pune un fel de stop pe viteză. E mai bine așa, să știi. Dacă să te învârtă. Îți dai seama. Sunt curios dacă a fost un bug ce am făcut acum sau dacă chiar au reparat chestia aia. Sau a fost noroc. Da, dar nu o să încerc. Vai de capul meu. Păi! Ați făcut sincron. Mamă. Exact în spatele lui Mihai acum. Așa. Cum am ajuns în fața ta, văd? Ai trecut, ai depășit. Cum? Da, mai dat eu busca, iar te lovea. Ui, te-a depășit în aer. Da, am văzut. A, uite ce boost-uri aici. Dar sunt alea obosite. Da, nu prea, când ai boost-ul ăsta din spate, când le vezi pe alea verzi, zici că, da, melcul, ca melcul merge. Da, da-ți impres. Da, da. A, nu văd nimic. Eu vreau niște curse. Oh my god! Aia, m-am întors. Păi sunt bine încă, tu? M-am întors, că nu știam unde mă duc. Scurătoare.
întors? Te-am ținut linia. Da, păi nu știam unde mă duc. Sunt bine, cred. Zica? Vreau niște... Mă duc în invers? Da, Max. What? De ce vezi, mă? Stai frate, pierdut? Ce aiură! A dat în mine. Scuze. Lol. Ești bine? Dă-ți restart dacă nu. Ce prima oară că tu... E aiurea, frate, că nu știam, gen, eram... S-a întâmplat. Deci eu mergeam liniștită. Da. Și dintr-o dată îl văd pe Max cum mă zboară. Era total, era total aiurea tunelul ăsta, dar pentru că m-am învârtit, nu mai vedeam nimic, gen, camera mi s-a întors spre mașină în loc să stea în față. Da. Eu n-am mutat de pe mouse, că nici nu țin mâna pe mouse când conduc în cursele astea. Și mi s-a mutat pur și simplu camera spre mașină, nu mai vedeam nimic și în aer a pierdut controlul și a căzut. Înțelegi? Și gen... Unde? În ce parte te duci? Am mers, unde, am mers cum am căzut, că se mâna tunelul, adică e galben cu negru, atâta e. Nu am pe direcții, nu stai să da. Ziceam că ar fi super șmecher să avem niște curse cu motocicletele rachetă. Chiar, adevărat, cred că nu sunt. Păi alea au venit noi acum în Gun Running, deci n-au avut timp să le bage. Dar fi... Adică eu sper la astea cu sărituri, cu chestii. Bă, dar gândește-te că ar fi super șmecher să poți să zbori și să fie secțiuni lungi de zburat. Da, secțiuni lungi, secțiuni lungi. Să aterizezi cum trebuie, știi? Aha. A, cred că o să bage, eu nu cred că las așa. Alea cele mai fun vehicule din joc. Da. Sunt cu astea, sigur bagă și cu alea. Sunt prea, adică e... Nu cred că lasă așa, eu cred că o să fie curse de alea speciale și cu alea. De-abia aștept să văd chestii astea. Probabil să bage când trebuie să băgă mașinile. Da, da. Undeva tot acolo. Am zis că sunt 6 mașini pe care trebuie să le bage și probabil după ce termină cu alea o să bage și curse de alea speciale. Dar oricum, ăsta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pam! Pam!